Vă salut și bine ați venit la prima mea prezentare video. Astăzi am să vă vorbesc puțin despre noua imprimantă Epson L800, o imprimantă cu sistem CIS. Simplu explicat, sistemul CIS înseamnă un sistem de alimentare continuă cu cerneală, la care tradiționale cartușe de cerneală au fost înlocuite cu rezervoare de capacitate mare. Aceste rezervoare sunt amplasate în afara imprimantei, în partea laterală. După cum observăm, avem 6 rezervoare de cerneală a 70 de ml fiecare, pentru cerneală Cyan, Magenta, Light Magenta, Light Cyan, Negru și Galben. În momentul în care cerneala s-a terminat, nu se înlocuiește acest rezervor, se cumpără sticluțele cu cerneală, iar procedura de umplere a rezervorului este foarte simplu. Se desface sticluța, se desface rezervorul, iar după ce ați umplut cu cerneală, o să observați că fiecare sticluță de cerneală are un cod alfanumeric format din 13 caractere, ce poartă denumirea de ID, iar acest ID trebuie introdus în softul imprimantei. După ce ați instalat driverul imprimantei, este bine să faceți și o calibrare a monitorului. Monitorul poate fi calibrat software și despre acest lucru am să vă povestesc pe blogul meu fotoștefan.ro sau puteți să calibrați monitorul folosind un colorimetru. Eu folosesc acest colorimetru mai vechi de la firma Greta. Firma Greta între timp a fost preluată de firma X-Rite și X-Rite produce un colorimetru sub denumirea de Color Monkey. Concurenții firmei X-Rite, cei de la Datacolor, oferă un kit complet ce include un colorimetru atât pentru monitor cât și pentru imprimantă.